Bună dimineața, dragilor! Ce faceți? Ești toți grămadă. Da, deci am făcut niște filmulețe astăzi și Claudița un pic mi-a scărțit ce părnaș m-am. Un pic mi-a scărțit în fundal. Și am florit să o ia, să se facă liniște. Și au venit toți aici, grămadă. Și am reușit și eu să-mi fac două filmulețe, mi-am făcut. Și mai vreau să mai fac, dar mai încolo, că acum nu mă simt prea bine. Ce tu, cerșetoare ce ești? Ce-i o cerșetoare? E bine leagă, Melissa? Da? Ești o cerșetoare. Aia ești. Uite ce față de câine ai. Ce față de câine ai, ce față de câine ai. Dar de ce vii la mine? Ce vii la mine, ia zi tu. Ai dormit bine, Melissa? Ți-e foamică? Vrei să păpăm? Da? Iubiți, ți-e foame? Da? Claudia, ți-e foame? Da? E... A fost pediatrul de dimineață, i-a luat sânge, a chinuit-o pe la 8 fără ceva. Tu ai slăbit, tu ai slăbit, uite ce picioare slăbănoage ai. Nu mai poți să zic grăsană. Aulili! Că nu mai ești grăsană. Oricum a fost o fetiță foarte curajoasă, nu a scârțeit când i-a luat sânge, decât la final acolo, că deja se săturase că tot nu-i găsea venele și a înțepat-o de 3 ori. Și a treia oară a spus, păi da, ce faci, nene, cât mă mai chinui? Și atunci s-a supărat un pic. Dar în rest a fost o fetiță cu minte. Curajoasă. Ea se scârțe numai când e lăsată singură. Nu. Gata, mă doare. Tu dacă dai rost perna aceea, Lili. Facem nani? Da. Da? Adă-ți perna. Și poți să pui cărticica la loc. Bine? Haide și ne uităm mai târziu în cărticică. Haide. Vrei să te uiți acum? Cum zici carte? Carte. Da. Da. Adă-ți perna. Unde ți-ai lăsat perna? Pe jos? Păi acolo-i locul ei? Hai, trecem poate. Hai să facem nani. Ce-i ăla? E porc? Porc. Acolo ce e, oaia? Zi, oaia. Vrei zmeură? Hai că îți spală mami imediat. Un alt filmuleț care a fost foarte solicitat la mine pe canal în ultimul timp și nu am reușit să-l fac, să le spăl. Da. A fost filmulețul cu, și anume, cumpărăturile săptămânale. Dar nu am timp să fac astfel de filmulețe. Abia reușesc să le postez pe cele pe care le am pregătite, dar o să arăt așa scurtă în vlog cumpărăturile. A fost Florin la cumpărături, a cumpărat ce s-a gândit el, ce a poftit el, ce... Eu un singur lucru i-am zis să cumpere. Și să vă le arătim bine. Aici am zmeurat pe care tot Florin a cumpărat-o, să-i spăl câteva Melisei, să-i dau pentru că
Nu mai are răbdare. Băi, mama, dar nu mai ai răbdare să fac filmulețul? Da. Deși nu știu dacă o să mănânce, că am mâncat o grămadă de mâncare mai devreme. Gata! Poftim, draga mea, dar dă-te jos de acolo. Da. Da. Ține. Așa, haideți să vă arăt repede. Începem din partea aia. 3 baxuri de apă. Aici un pepene și niște lapte cu 1,5% grăsime. Ăsta îl folosim și pentru terci și bea Melissa o grămadă. Aici, chifle pentru hamburgeri. Florina are poftă de hamburgeri. Salată, ceapă, o legătură de ridichi, ceapă verde, câteva banane, un baby ananas, două pateuri, o Philadelphia cu Milka, mulțumesc frumos. Da, unde ți-e zmeura? Brânză, roșii, 300 de grame sau cât are una? Nu, 500 de grame, deci 1 kg de roșii. Nectarine, că tot v-am zis în filmulețul cu sarcina că mănânc foarte multe nectarine. Deci 3 cutii. Niște prăjituri din astea. Kinder Maxi King. Ai poftit, iubile, astea? Brânzică. Dar lasă-le, mami, că le arăt eu. Aici hamburgeri. 4. Ardei gras. Mango. Nesquik, asta i-am zis eu lui Florin să cumpere Nesquik, că nu mai aveam și mai bem dimineața și îi place și Melisei. Aici, dovlecei, niște cașcaval, felii. Aici niște mezeluri, așa, din piept de pui. Aici niște ton, luat la reducere. Și aici iarăși ceva ce probabil o să mănânce tot Florin. Nu știu ce e. Bine, chiflele, nu știu dacă le-am arătat, de băgat la cuptor. Ketchup, sos de usturoi, 2 borcane pentru Melissa în caz de urgență. Chifle albe, chifle negre. Kefir. Și aici erau 4 croasante, dar unul l-am mâncat eu așa cu ciocolată. Erau 5? Și unul ai mâncat și tu. Am înțeles. Da, și astea sunt cumpărăturile de azi. Și floricele. Am primit flori. Că astăzi sărbătorim 4 ani de la cununia religioasă. Da, și cam atâta. Ce e ăla? Pateu. Pateu. Da. Ce faci, Melissa? Am bat tot plânge, indiferent ce-i faci. Ce gătești acolo? Hai. Faci mâncare? Da. Cu tati? Gătiți amândoi? Da. Da. Ce ai acolo, un cartof? Așa. Ai gătit un cartof? Da. Cu ce? Mai trebuie să crești un pic ca să ajungi bine acolo. Da! Da. Numai tu lipsai de aici din bucătărie să-l încurci pe tati. Cina din această seară un hamburger cu câțiva cartofi și kefir. Și Florin slightly double. Și Melissa are acolo o ceapă. E bună ceapa, mămică? Da? Bine că ea mânca mâncărică, dar ciugulește de pe aici, așa își bagă degetele la mine în hamburger. Ce bun e, așa-i? Da. Da.
Ce are mama acolo? Bubuie. Bebe? Da. Da. Și aștept să avem un bebeluș? De bubuie. Vrei să avem un bebeluș? Da. Da? Gata, l-ai învelit? Nu se mai joacă Melissa, nu se mai joacă Lili cu tine? Hai vină cu aici. Uite că vine. George! Da! George! Vezi că vine, uite că vine. Mine că eu nu-ți fac nimic. Vine, vine, vine. N-ai făcut atât, te-abia te-am schimbat. Fă și prindă. Fă și prindă pe Lili, tati. A fugit? Uite că vine. Ai înveți, tati? Uite, 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 uite. Ușor, tati, că te lovești. Ai grijă că te lovești. Opa, ai căzut? Hai sus. Uite-o pe Lili. A fugit de tine, uite că vine, uite. Iar a fugit de tine. Da. Da. Uite că vine, uite că vine. Dar nu mușca, papucul meu. Uite.
Uite, uite, uite. Uite în spate pe Lili, uite. Iubi, eu am așa o întrebare. Cum se face că la orice aniversare sau la orice chestie femeile primesc cadou și flori și așa? Și eu sunt... am și gătit. Păi, da, ai și gătit. Dar pe ce mai găteau femeile? Mă scută pârlea și bărbat. Da, dar cum se face așa că... Adică bine că eu oricum nu așteptam, nu-mi trebuia nimica, dar... De ce? Dar dacă nu-ți luau... Nu era nimica dacă nu-mi luai, că la câți boschiți am în casă. Dar cum se face? De ce? E asta, adică dacă fetele nu primesc imediat, se supără, se... A, iubi, că ai uitat! Da, și tu, săracu, n-ai primit nimic. Nici acum, nici săptămâna trecută. Nu aș pat de tine. Vrei să-ți ajuți o floare? Cu tițucu, uite, ai două flori. Și vine și un ghiocel. Aici. Aici. Dințele. Aici. Aici. Melissa, cine sunt eu? Mami. Eu sunt mami? Nu? Hai să facem cartonașele, că nu le-am mai făcut de mult. Haide. Ia să vedem ce ai acolo. Pui, pui? Acolo-s puișorii și găina? Bravo! Mami! Nu, Melissa face pereche. Uite, a mâncat. Așa, bravo! Nu stă? Nu stă că e patul moale, da, uite că facem așa și o să stea. Da, ia să vedem ce mai face Melissa acolo pereche. Da. Eu sunt mama sau mami? Mami. Mami? Eu sunt mami, tu că-ți mănânc piciorușele. Gata, gata. E bine, nu trebuie trasă până la genunchi. Ia, unde e maimuța? Întoarce toate ca să le vezi. Așa. Hai să vedem unde e maimuța. Acolo, bravo! Hai, fă pereche. Mami. Mami să facă? Da. Nu, Melissa face. Mami. Mami. Vrei să dormi cu Claudița? Da? Dă-i un pupicel. Așa, bravo! Dar ai grijă să nu cazi. Tu vrei să te dai pe topogan, așa-i? Nu. Nu vrei să dai pe topogan? Nu. Dar nu poți. Iubi, da. Trebuie să-i luăm la fata asta topogan, că s-a urcat acolo și vrea să alunece. Da, păi am chiar mi-am acum când a zis da. Că o să mintă. Mă duc și am. Vrei și tu topogan, Lili? Stai că nu te vezi de burtă. Ia, moți, aici, în mijloc.
Ai un copil în burtă și un câine sub burtă. Da. Dar te sprijini bine pe piciorul meu? Stai ușor, tu te speli pe Claudiu. Ce e aia? Aia e Maia? Maia? E albinuța Maia? Da. Nu mai arunca așa, că poate o lovești pe Claudia și o să se sperie. Hai, îi zicem noapte bună lui Claudița și mergem sus? Ce mă ține? De un copil lui Claudița. Gata? Și vrei să zici, vă mulțumim pentru vizionare, vă pupăm și să ne vedem sănătoși, sănătoase în filmulețul următor. Pa! Vrei să închizi tu? Da. Hai, închide, uite. A făcut. Îl filmăm pe tati cum îi dă medicamentele lui Claudița. Hai, închide. Melissa? Închizi?